Polițiștii atrag atenția părinților să încerce să-și protejeze copiii prin a nu cumpăra sau manevra petarde sau artificii care le pot pune în pericol viața sau sănătatea. Desigur, recomandarea se adresează și adulților, nu puțin fiind cei care au fost mutilați de petarde sau de alte articole pirotehnice utilizate fără simț de responsabilitate. Pentru cei care nu respectă anumite reguli la utilizarea acestora, există și sancțiuni. De exemplu, persoanele cu vârsta de peste 16 ani pot deține și utiliza articole pirotehnice de divertit care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil. Pentru nerespectarea prevederilor legate de vârsta minimă a utilizatorilor și cea privind categoriile de materiale pirotehnice care pot fi folosite de către persoanele fizice, sunt stabilite amenzi cuprinse între 5.000 și 7.500 de lei. Cu fiecare zi ne apropiem și mai mult de perioada sărbătorilor, care aduce cu ea o atmosferă plină de căldură și lumină, dar și riscuri de care suntem adesea tentați să uităm. Unul dintre aceste riscuri se referă la utilizarea petardelor, care poate genera pericole pentru sănătatea și siguranța noastră, în special a celor mici. În continuare, vă vom prezenta doar câteva dintre aceste riscuri. Riscul de rănire gravă. Petardele pot provoca răni la nivelul mâinilor, feței sau ochilor în cazul unei manipulări necorespunzătoare. Totodată, petardele reprezintă un risc major de incendiu, mai ales în apropierea materialelor inflamabile. Utilizați-le în locuri sigure și evitați utilizarea lor în zone cu vegetație sau construcții. Zgomotul puternic al petardelor poate avea un impact negativ asupra sănătății copiilor, provocând anxietate sau stres. Găsiți alternative sigure și non-destructive, cum ar fi artificiile de lumină sau alte forme de divertisment, fără zgomot. Este important să ne bucurăm de sărbători într-un mod responsabil, fără a compromite siguranța noastră sau a celor din jur. De asemenea, se recomandă să cumpărați articole pirotehnice doar de la persoane fizice sau juridice autorizate. Comercializarea fără drept de articole pirotehnice constituie infracțiune și vă pune în pericol sănătatea și integritatea corporală. Exemple de articole pirotehnice care pot fi comercializate către public constau în steluțe, lumânări scânteietoare, gerbe cu scântei, inele de foc, sateliți. Zgomotul puternic al petardelor poate avea un impact negativ asupra sănătății copiilor, provocând anxietate și stres. Și Animalele sunt afectate de zgomotele produse de materialele pirotehnice.